Pe mine dansul mă duce în niște stări pe care nu pot să le ating cu altceva. A fost ceva interesant și nu știu dacă aș putea să fac personal așa ceva. Și dacă ar fi să rezum părticica mică pe care ai văzut-o la un singur cuvânt sau la o singură emoție, care ar fi? Spontaneitate, cred că. A pornit de la anumite frustrări de ale noastre legate de dansul contemporan, legate, bine, de mai multe, de stereotipizarea asta socială. Am pornit de la lucruri care ne preocupă pe noi doi și le-am transpus prin dans. Nu ne mai spunem, vezi, să nu greșești sau, nu știu, ai grijă. Ne spunem, hai să ne distrăm. Ce ne place e că publicul, mă rog, inițial e șocat de autenticitatea noastră. Adică oamenii spun, ok, câtă improvizație, cât real-time composition. Și când văd că e totul pe bune 100%, sunt șocați, după care sunt foarte relaxați și atunci, și dacă râdem pe scenă, sunt ok, râdem și noi cu voi. E așa o lejeritate, o... nu știu cum să numesc, dar un vibe foarte fain. Și m-am descărcat așa, cumva, de toate.